tare prieten, v-ați întrebat măcar o dată ce este timpul. Astăzi vă prezint o relatare scurtă despre timp. Dintotdeauna timpul a fost un subiect important al filozofiei, artei, poeziei și științei. Dicționarul Oxford definește timpul ca fiind procesul indefinit și continuu al existenței evenimentelor în trecut, prezent și viitor, privit ca o unitate. Un dicționar standard definește timpul ca fiind un continuu non-spațian linear în care evenimentele apar într-o ordine aparent irreversibilă. Timpul este o problemă de o mare importanță socială, având valoare economică, adică timpul înseamnă bani. Această expresie este mult cunoscută. Precum și o valoare personală datorită timpului limitat din fiecare zi și din viețile noastre. Fizica definește timpul ca fiind o mărime fizică abstractă. În filozofie, timpul este definit ca un flux neîntrerupt, irreversibil, care nu poate curge decât într-un singur curs. Definirea cu exactitate, timpul este o sarcină dificilă atât în filozofie cât și în știință. Deci, în final, dragi prieteni și spectatori, alegerea pe care o faceți aici și acum se va reflecta în viitor. Vă doresc ca timpul prețios să vă fie motivația supremă în realizarea visurilor mărețe. Trăiți cu pasiune, gestionați-vă timpul calculat și foarte rațional. Abonați-vă la canal. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut!